Cum poți ajuți pe cineva care este dependent de alcool? Dacă locuiți împreună, va fi mai ușor să-l ajuți. Ceea ce poți să faci este să te gândești la el ca la un om în suferință. Nu te gândi la un om care îți provoacă ție niște probleme. Este adevărat, este neplăcut să stai lângă cineva care nu mai știe de el. Pur și simplu, miroase alcool de dimineață până seara, nu mai știe ce vorbește, poate uneori devine chiar agresiv, mai ales atunci când îl critici. Știu, e neplăcut, dar nu în felul ăsta îl poți ajuta. Gândește-te că omul ăsta nu a găsit altă soluție. La supărările lui, la durerea pe care o are, cine știe ce nemulțumire are față de viața pe care o trăiește? De obicei sunt oameni care au ori anxietate, ori o depresie, iar aceste suferințe, aceste probleme de sănătate, depresia, de exemplu, se autoregenerează prin alcool. Bea, ajunge în depresie. Se trezește în depresie, vrea să o dispară depresia și atunci bea alcool. Deci una peste alta, ei se învârte într-un cerc vicios. Nu-l critica, pentru că nu ești în locul lui și n-ai de unde să știi ce este în sufletul lui. Nu-l disprețui, pentru că va simți asta și mai rău se va cufunda în alcool. Doar atâta dacă te gândești că este un om care suferă, poate că ai să ai mai multă îngăduință față de el. Deci primul lucru care poți să-l faci este acceptarea, așa cum este el în momentul ăsta. Nu a fost dintotdeauna așa. Toți ne naștem curați, fără probleme. Dar mai târziu ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, așa cum credem noi de cuvință. El a ales băutura, altcineva poate să aleagă jocurile de noroc sau pornografia sau cine știe ce alte dependențe, droguri. Deci gândește-te întâi că este în suferință și acceptă-l așa cum este. Apoi, dacă vrei ca să îl ajuți, la pasul 2 ar fi valorizarea. El în momentul ăsta, dacă tot a auzit critică în jurul lui, dacă toată lumea fuge de el, el crede că este un zero barat, crede că nu are niciun fel de valoare. Fă în așa fel încât să se simtă util. Dă-i ceva să lucreze și laudă-l pentru ceea ce face. Oricât de puțin face bine acel lucru, laudă-l. Se va simți valoros și parcă o să-i vină chef să trăiască mai bine și poate o să renunțe chiar la alcool. Apoi, fii tot timpul în conexiune cu el. Oamenii ăștia care beau, la un moment dat, au memoria slabă, la un moment dat nu mai fac conexiuni, creierul lor nu mai funcționează cum trebuie. Și atunci este bine să fii tot timpul în preajma lui, să-l întrebi dacă are nevoie de ceva, să-l întrebi ce simte. Într-un fel să-i distragi atenția de la băutură, stai de vorbă, pune-l să povestească întâmplări din copilărie sau ceva care este plăcut, care a fost plăcut în viața lui, să simtă că este conectat cu cineva. Să știți că în acele grupuri ale alcoolicilor anonimi, de fapt, acești trei pași sunt respectați. Acceptarea, valorizarea și conexiunea. Deci acolo pot să vorbească despre orice, fără să fie judecați de oamenii din jurul lor. Fă asta pentru el. Atâta timp cât stai lângă el, atâta timp cât nu ai fugit de el, nu-l critica. Și mai este încă ceva. Gândește-te că dacă omul ăsta este în viața ta și este foarte apropiat de tine, deci locuiți în aceeași încăpere, poate, gândește-te ce dependențe ai tu. Pentru că poate nu ai dependența lui și îți vine să râzi de el, dar poate ai alte dependențe. Poate că ai dependență de jocuri de noroc, poate ai dependență de fumat, poate ai dependență alimentară, poate ești supraponderal. Gândește-te la dependențele tale. El îți face oglindă. Și așa cum alții te suportă, pentru că, într-adevăr, alcoolul este mai ușor de depistat, dar când e vorba de o dependență alimentară, dependență de dulciuri, de exemplu, aceea este acceptată de societate pentru că nu deranjează chiar atât de mult. Dar și tu, dacă ai o dependență, te autodistrugi la fel ca și el. Înțelege?
și ajută-l.